Ești din Reșița și vrei să fii student la Poli? Nu mai trebuie să bați drumul până la Timișoara. Poți să-ți depui dosarul la centrul de înscriere din orașul tău. Voluntarii Politehnicii te așteaptă la Colegiul Național Traian Larescu Reșița de pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, la numărul 7. Pentru Ardeleniu, PTA a deschis un centru de înscriere în Deva. Elevii sunt așteptați aici cu actele necesare admiterii la una dintre cele 10 facultăți. Trebuie să vii la Colegiul Național Decebal Deva, de pe strada Andrei Șaguna. Poli așteaptă studenți și din zona Târgu Jiu, așa că a amenajat și aici un centru de înscriere. Aproape zilnic, tinerii sunt așteptați cu dosarul la Colegiul Național Spiru Haret Târgu Jiu, de pe strada 1 decembrie 1918, la numărul 106. Nu ne oprim aici, mai avem un centru de înscrieri și în Drobeta, Turnu Severin. Voluntarii Poli sunt aici pentru a prelua actele și pentru a îndruma tinerii în procesul de înscriere. Hai de la Colegiul Național Ștefano Dobleja, Drobeta, Turnu Severin, de pe strada Crișan, la numărul 48. Toate centrele de înscriere la Universitatea Politehnică Timișoara din țară sunt deschise pentru viitorii studenți de luni până vineri, în intervalul 9-15, dar și sâmbăta, între orele 9-13.